energie, cere concentrare și de cele mai multe ori, atunci când îți pui toate forțele spirituale ca să veghezi, atunci te aprinde somnul mai repede. Eu mi-aduc aminte că după ce m-am întors la Dumnezeu, nu cunoștea Harul lui Dumnezeu și lunea dimineață făceam această făgăduință. N-am să mai copiez la școală, n-am să mai întorc vorba mamei, n-am să mai fac cutare, n-am să mai fac cutare. Și mă ținea foarte strâns și făceam un grafic al vieții mele. Astăzi am reușit asta, am reușit asta, am reușit asta. Marți la fel, miercuri la fel, de joi începea să adun puncte negre. Scădea voința mea. Suntem limitați. Pentru aceasta vreau să vă spun că am descoperit că singuri nu suntem în stare să veghem. Și oricât ne-am impune mai mult lucrul acesta, vom avea eșecuri și când vom cădea, atunci ne dăm seama cine suntem. De aceea vă invit să vă rog să proiectați Matei capitolul 26, versetul 38 până la 41. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Da, mulțumesc frumos, te rog să iei pe astea două, că ați umplut aici de pahare de apă și văd că frații n-au mâncat pește și nici nu prea au multă sete. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Ceea ce aș dori să subliniez astăzi este cuvântul acesta, împreună cu mine. De ce ne frică în Domnul Hristos ca să vegem împreună cu El? El este modelul nostru desăvârșit în toate lucrurile. Și ne-a mai spus ceva. Despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Și vreau să ne dăm seama astăzi că nici să vegem fără El nu putem. El a invitat pe ucenici să vegheze împreună cu El. Și ucenicii au vegheat împreună cu El. Sau n-au vegheat? Au arătat cât de neputincioși suntem. După ce a spus Domnul Hristos vorbele acestea, El s-a depărtat puțin de lângă ei și s-a dus înaintea Tatălui. Acolo nu poți să dormi. De aceea spune, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită.
vegheați împreună cu mine și un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Lucrurile acestea m-au marcat și m-au făcut ca mereu și zi și noapte să repet aceste lucruri care le-am primit din partea Lui. Într-o împrejurare, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor: voi sunteți aceia, așa, în capitolul 22, la Luca, capitolul 22, voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția după cum Tatăl meu mi-a pregătit-o mie. Deci până aici ucenicii au fost permanent lângă Domnul Hristos. Și aici în grădina Ghețimanii îi lasă pe opt dintre ei la intrarea în grădină, ia cu ei trei, cu el trei, și se depărtează și de la aceea și ia legătură cu Tatăl. Și le spune acestora: vegheați împreună cu mine. Odată cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ieremia și a zis: ce vezi, Ieremia? Și Ieremia a spus, la Ieremia, capitolul 1, păi vă rog să citiți lucrul acesta și să deschideți acolo, văd un vechetor. Și cuvântul Domnului zice: bine ai văzut. Ieremia, capitolul 1, versetul 12. Ce vezi, Ieremia? Eu am răspuns, văd un vechetor. Și Domnul mi-a zis: bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Ne dăm noi seama că Dumnezeul cel viu, Dumnezeu care ne-a creat, este Cel ce veghează asupra noastră și asupra cuvântului Lui ca să se împlinească exact cum El a scris prin proroci? Lucrul acesta ar trebui să ne țină treji mereu prin împrejurările vieții. S-a vorbit aici despre conducere auto. Și aminti bine, fratele, fie să fii cu ochii în patru. Dar vreau să vin cu un alt gând. Când mergi pe freeway, șoferul treaz are totdeauna o perspectivă și o retrospectivă. Noi ar trebui să mergem foarte vigilenți și să ne uităm și înainte și înapoi a noastră. Înainte să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos și înapoi să vedem și ce urmă lasă. McIntosh vorbește despre dobitoacele curate și necurate. Și la dobitoacele curate și necurate atrage atenția asupra unui lucru. Spun în rezumat, foarte scurt. Zice, nu te uita la ce perle frumoase scoate din gură, uită-te și ce urmă a lăsat pe unde a trecut. Sunt foarte mulți vestitori ai Evangheliei care sunt rupți de familie. Pentru acela nu mai mă străduiesc. Dacă îl cunosc, nu mai mă străduiesc să-l ascult. Dacă Evanghelia pe care o vestește nu l-a schimbat pe el și nu i-a schimbat familia, n-am încredere într-o astfel de Evanghelie.
Dacă Evanghelia pe care o vestește vrea să schimbe tineri și tineret și copiii lui sunt vandra peste tot, n-au întoarcere la Dumnezeu, nu mai întrebări o asemenea Evanghelie. Aș vrea puțin acum să fac o paranteză și să mă opresc asupra cuvântului împreună. Ziua care ne stă înainte, zice, vei petrece împreună cu mine. Soarele sub care mergem, vei trăi împreună cu mine. Apa, aerul, trăiești împreună cu mine. Va veni și moartea într-o zi și va spune, vei merge împreună cu mine. Dar vreau să spun că peste toate aceste lucruri care în fiecare zi le dăruim, pașii noștri, umblarea noastră, conștienți sau inconștienți, peste toate Domnul Iisus Hristos ne-a luat împreună cu El. Vă rog să deschideți la Efeseni, capitolul al doilea, să vedem câte lucruri interesante și minunate ne-a unit cu Domnul Iisus Hristos. La Efeseni, capitolul al doilea, versetul 5 și 6, spune așa: măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos. Din locurile acestea și altele pe care aș dori să le mai citim cu dumneavoastră, Roman 6, versetul 4 și 5, noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Îngropați împreună cu El. Înviați împreună cu El. Așezați în locurile cerești să locuim împreună cu El. Vedeți, dumneavoastră, acest mire scump, El are biserica Lui totdeauna în El și cu El. Nu știu dacă ne dăm seama de lucrul acesta. Noi suntem împreună, lucrători, spune Apostolul Pavel. Împreună, nedespărțiți. Poate că până ziua de astăzi nu v-ați gândit sau nu ne-am gândit toți asupra lucrurilor acestuia, ce înseamnă împreună. Coloseni, capitolul 2, versetul 12. Fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El, prin credință în puterea Lui Dumnezeu care L-a înviat din morți, pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, ne tăiat împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. La Coloseni, capitolul 3, versetul 1, la fel spune că am fost înviați. Deci, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta Lui Dumnezeu. Am observat că Domnul Iisus Hristos avea în fiecare dimineață momente sublime de părtășie cu Tatăl. În Marcu, capitolul 1, versetul 35,
doua zi dimineață, pe când era încă întuneric, de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Luca, capitolul 4, versetul 42, când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părțile și au ajuns până la el. Voiau să-L oprească, să nu plece de la el. S-a crăpat de ziua sau, în altă parte, cum am citit la Marcu, capitolul 1, versetul 35, arată că Domnul Iisus Hristos s-a sculat dimineața. Fie ca trezitul în zori să devină și pentru noi, cum a fost pentru Domnul Hristos, o parte a vieții noastre în Dumnezeu. În Cuvântul lui Dumnezeu vedem foarte multe ori că Dumnezeu cere și recomandă lucrul acesta ca orice om al lui Dumnezeu, orice copil al lui Dumnezeu să-L caute în zori de zi. De ce? Pentru că El vrea să fie primul. Cine-i dă lui Dumnezeu al doilea loc, nu-i dă niciun loc. De aceea, Domnul Iisus Hristos ne învață secretul biruinței și al vegherii împreună cu El. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprigănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Fratele Traian Chilău a amintit de Habacuc, care s-a dus la locul lui de strajă. Dar de ce s-a dus la locul de strajă? Pentru că în capitolul 1 el are o rugăciune, cerere înaintea lui Dumnezeu. Când vedea că nedreptatea triumfă, când vedea că cel neprigănit este obișnuit și apăsat, când vedea cum nedreptatea în societate înaintează și că cei care sunt mincinoși aceia prosperă în viață. A spus, Doamne, dar nu-i normal lucrul acesta. Și face o plângere înaintea lui Dumnezeu în capitolul 1 și după aceea se duce la locul de strajă să vadă ce-i va răspunde Domnul. Dar el s-a dus acolo cu scopul să aștepte. Vegherea înseamnă și așteptare. Ce-i va răspunde Domnul? Iar psalmistul în psalmul al 5-lea spune dimineața, eu îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Lucru pe care noi nu-l mai facem. Turuim ce avem acolo, de spus și am plecat la servicii. Andrei Murai spunea că nu rugăciunea și nici cititul cuvântului lui Dumnezeu nu ne face vii pentru Domnul Iisus Hristos, decât atunci când în rugăciune ne întâlnim cu El și în citirea cuvântului lui Dumnezeu ascultăm glasul Lui, auzim glasul Lui. Deci, o citire superficială și o rugăciune, nici n-ai pus genunchi jos și ai ieșit la drumul și turui cuvinte că știi să te rogi, lucrul acesta nu aduce mare folos. El ajunge să spună că nici faptul că cauți mântuirea nu este ceea ce trebuie. Pentru că cauți interesul tău să fii scăpat de iad, trebuie să-L găsești pe Domnul Iisus Hristos. Aceasta odată ne face să zicem că am avut o viață superficială până ziua de astăzi. Dacă nu-L găsești pe El, nu poți să te bucuri de nimic din ceea ce El a pregătit pentru noi. Fiți treci și vegheați, spune cuvântul lui Dumnezeu, vegheați, fiți tari în credință. Acum v-aș provoca la puțină gândire. Este un verset care spune așa, și să-mi spuneți unde este. Adormisem? Dar inima veghea. Unde scrie? Cântarea cântărilor. Știu că la Cântarea cântărilor. Dar să-mi explicați cum vine asta.
La Cântarea Cântărilor, capitolul al cincilea, versetul al doilea. Cum este asta? Adormisem, dar inima învegea. Este glasul prea iubitului meu care bate. Deschidem, soro, scumpo, porumbițo, neprigănito. Căci capul îmi este plin de rouă, cârlionții îmi sunt plin de picuri nopții. Cine este acesta? Păi de ce avea cârlionții uzi? Rugăciune. Se ruga. Păi dacă s-a sculat o noapte în cap. Când vine roa? Înainte de apariția dimineții? Și ce citim noi în Cuvântul Lui Dumnezeu că aducea roa cu sine? Mana. Mana! Ce este roa? Adierea Duhului Lui Dumnezeu. Ce este mana? Este Domnul Iisus Hristos. Mana era așa de curată că nu putea să vină direct pe pământ. Ea venea direct cu roa. Și după ce se topea roa, apărea grăunțele acelea. Deci după Duhul de viață pe care îl aduce Duhul lui Dumnezeu în noi, atunci îl descoperim pe Domnul Iisus Hristos. Dacă nu lucrează Duhul lui Dumnezeu, nu avem nici pocăință veritabilă, nici credință adevărată. Duhul lui Dumnezeu este acela care ne întoarce la Dumnezeu, care ne dă nașterea din nou. A pus această întrebare mulți credincioși. Ucenicii erau întorși la Dumnezeu sau nu erau întorși la Dumnezeu? Ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și după ce te-ai întoarce? Fratele Gorean zice așa, după ce te vei întoarce, erau întorși la Dumnezeu. Pentru întoarcerea la Dumnezeu, ce trebuie? Pocăință și credință. Nu așa am fost învățați. Când Petru a spus, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Ce-a fost asta? S-a aruncat la genunchi Domnul Iisus Hristos și a zis, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Iar când Domnul Hristos pune această întrebare, cine zic oamenii că sunt eu? Păi, ce-a spus? Unii spun că ești Ilie, altul Ieremia, altul din proroci, dar voi cine ziceți că sunt? Tu ești Hristosul? Fiul lui Dumnezeu. Fericit de tine, căci nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Dar, cine a citit cartea aceasta ultimă cu însemnările al fratelui Tudor Popescu, o să găsească acolo o idee care poate că mulți o să pună multe semne de întrebare. El spune așa foarte clar. Ucenicii Domnului Iisus Hristos erau întorși la Dumnezeu. Dar nu erau născuți din nou. Pentru că nașterea din nou a venit toată când a venit Duhul lui Dumnezeu. A venit la Isai și Isai nu l-a primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este acela. Dumnezeu este Duh. Și cine se încrede în El și primește Duhul lui Dumnezeu, acela îl naște din nou. Cine n-are Duhul Domnului Iisus Hristos nu este al Lui, spune foarte clar Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, am găsit aici că omul acela, din Cântarea Cântărilor, care avea cârlionții plin de roa dimineții, este Domnul Iisus Hristos. Că roa dimineții este lucrarea Duhului lui Dumnezeu, iar mana este chiar Domnul Iisus Hristos, care vine împreună cu Duhul lui Dumnezeu și lucrează pentru noi hrana cea mai superioară. În altă parte spune că roa este cel mai bun dar al cerului. Ați găsit expresia asta? La Deuteronom.
capitolul 33, versetul 13. Spunea Ierotul. Despre Iosif a zis, țara lui va primi de la Domnul ca semn de binecuvântare cel mai bun dar al cerului, roa, cele mai bune ape care sunt jos. Fie ca Domnul Iisus Hristos să ne învețe să vegem împreună cu El și să știți și să fim foarte lămuriți că despărțiți de El nu putem face nimic. În al doilea rând, Domnul Iisus Hristos a fost un om pe pământul acesta al dimineții și să lucreze Dumnezeu ca și noi care suntem aici să ne învățăm, să ne sculăm dimineața în zori și să luăm legătură cu Creatorul. Cine nu vrea să întâlnească peste zi cu diavolul, trebuie să se întâlnească dimineața cu Domnul Hristos. Amin.